Este, cred că este apanajul gimnasticii ritmice, nu? Că gimnastica ritmică înseamnă eleganță, înseamnă atitudine, înseamnă o ținută pusă la punct din toate punctele de vedere, pentru că așa sunt și gimnastele noastre pe covor. Și cumva suntem un exemplu pentru gimnastele noastre, de la președinte, antrenoare, arbitre, toată lumea în gimnastica ritmică are o ținută elegantă. Ai reușit să termini și competiția ta care îți poartă numele? De cât timp o faci? Am ajuns la 22-a ediție, suntem extrem de bucuroși că reușim an de an să adunăm gimnaste de valoare la această competiție în București. Sperăm să continuăm tradiția și să ajungem la ediția 25, să sărbătorim jubileul. Cum e cu statistica din această carte, cu femeile care au mai multe medalii decât domnii? Da, chiar mă amuzam așa atunci când am auzit ce spunea doamna Lipă. Se pare că fetele sunt mai disciplinate, mai ambițioase, mai docile și probabil că rezultatele reușesc atunci când depui foarte multă muncă. Și fetele probabil că sunt mai cumiți. Din păcate nu mai avem acolo pe hale care să ne reprezinte așa cum făcea înainte, dar la tine există nepoata ei sau verișoara, nu știu, ceva de genul ăsta. Am văzut-o la tine în competiție. Da, este nepoțica, Simonei Halep, este vorba de Cristina Halep. Chiar ieri și-a încheiat concursul și ea la junioare, a câștigat și cupa Irina Deleanu la nivelul ei de vârstă, 2008. Era foarte fericită. Lucrăm în continuare, a venit destul de târziu la noi la București, dar progresul există. Vom avea din nou Halep care să strălucească? Încercăm, de ce nu? Să vedem. Noi plănuim să facem un campionat mondial în anul 2025 și sper ca ea să facă parte din echipa națională.